Diferența între severinenii care au ales repartitoarele și cei care plătesc în sistem paușal este evidentă din momentul în care le treci pragul apartamentelor. În timp ce unii au căldură din belșug, ceilalți calculează cu atenție fiecare unitate înregistrată de repartitoarele instalate pe calorifere. Florica Bivolaru, spre exemplu, a ales, la fel ca toți vecinii săi, sistemul de plată la comun al energiei termice pe timp de iarnă. În ciuda diferențelor la plata facturilor, femeia spune că nu a ales repartitoarele pentru că nu i-ar fi oferit același confort termic. N-am avut deloc toată scara asta, am fost de acord să nu ne punem și nu avem niciunul. Da. Și cât ați plătit, de exemplu, cât aveți de plată pe noiembrie? Păi, că să fie 2 milioane și ceva, 3 milioane mai mult, niciodată n-am plătit mai mult. Și căldură? Uitați, eu nu închid dușile absolut niciodată. În schimb, alți proprietari de apartamente nu ar renunța nici în ruptul capului la repartitoare de teama facturilor prea mari. Mai bine cu repartitoare, mai bine, mamă, cu repartitoare. E foarte bine cu repartitoare. Eu plec la țară acum, că m-a dus la tata la spital. Eu le închid. Le las călduți pentru flori, în dormitor, atât. Restul le închid. N-are rost, e mai bine cu repartitoare. Zice cineva că nu e bine, e mai bine cu repartitoare. Scările fără repartitoare au consumul între 4, 6 și 8 gigacalorii. Deci diferența este mai mult decât consistentă și plățile sunt pe măsură. Oamenii nu au bani și plătesc după cum consumă. Prețul gigacaloriei era în luna noiembrie aproximativ 200 de lei. Persoanele cu venituri mici pot să primească un ajutor de la stat pentru încălzire, numai că anul acesta numărul celor care vor beneficia de sprijinul bănesc este mai mic decât anul trecut, căci s-au impus o serie de condiții pe care puțin le îndeplinesc.